Salutare, eu sunt Jixi și bine ați revenit într-un nou videoclip. De data asta o să mișcăm niște Crash Royale după câteva luni în care n-am mai postat. Haideți să vedem ce au mai adăugat băieții. Văd că este un nou PES, cred. Este un nou sezon. Ok, am primit ceva gold. Nu știu dacă merită să iau PES-ul. Ia, am mai primit încă o chestie nouă. Ok, cadoașul ăsta. Wow! Ce chestii? Imediat ăsta ce o fi? Azi dă goblini. Bă, că mai e ceva la shop. O să le deschidem pe astea. Free. Două de-astea. Două wheel card. Ok, am 4 în total. Ce mai e free? Am văzut eu că mai e... Ah, gift. Epic. Ah, că e Sunday gen. Că e duminică. Aici nu mai avem nimic. Văd că am aici... Cu semnul... Avem boostat goblinii la level 14. Aiurea faptul că, uite, o nouă carte, Void se numește. Dacă... Ce cool, mâncavă-și gura. Deci a omorât deja Knight-ul, dacă vă vine să credeți așa ceva. În fine. O să deschidem acum aceste reward-uri. Opa, așa. A, e de campion chestul ăsta. O, și mi-a dat Archer Queen. Pot să o fac de level 12. Ok, avem 1250 de Wilka Rar. 40.000 de gold, 200 de Epic Card și în 5 zile, a 5-a zi, ne dă 60.000 și în a 6-a zi ne dă 5 legendare de-astea. În ăsta nu pot să mai cumpăr un banner. Collection, ia. Ia să vedem pe ce punem, sincer. E cam dificil. O să pun pe acest Inferno Tower, pentru că îl folosesc mai des decât toate, dar pot să mai... ia uite câte! O fac și mușchetara. Ce mai fac? Mai fac și asta. Și cam atât, 200 ce să mai pun. Uite pe Skeleton Bearer, parcă așa se numea. Nu, Giant Skeleton, îmi crezi că se numește așa, nu știu de ce. În fine, nu știu, ori pe clon, ori pe cartea cea nouă. Hai mă, pe cartea cea nouă. Aparent doar una merge până o upgradez. Dar hai mă că o pun aici pe clonă. Că poate facem ceva. Ok. Bă, sincer, nu pun pe o legendară, că... pot să selectez pe asta. Eu n-am vreo 3 campioni, frate. Restul i-am. Ia să vedem... Eu vreau să upgradez cartea cea nouă, Void. Ia unde e, jos de tot. Uite că am trecut parcă de ea, uite. 400. O upgradăm, că așa avem 1000 gol, frate. 1000, aproape 300.000, adică despre ce vorbim. Ok. Mai upgradăm, punem aici cărți, facem de nivel, cred că 10-11 pe acolo, dar au schimbat foarte mult interfața și mi-a iurea, frate, că nu m-am obișnuit încă. Și probabil o să se audă prost Clash-ul, pentru că v-am mai spus că nu am un adaptor pentru sunet, dar o să-mi iau până la urmă, chiar o să-mi iau. Level 9, poate facem și level 15, că cred că ăsta este maxim, dar oricum a fost, au făcut ăștia o tâmpenie cu levelele, părerea mea, dar în fine. Să-mi spuneți în comentarii câți dintre voi vă mai jucați Clash Royale sau Brawl Stars, pentru că eu sincer n-am mai făcut-o. Am jucat ultima dată atunci pe episodul ăla de Brawl Stars și după aia n-am mai făcut. Am putut să upgradez cartea la nivelul 10. E foarte frumos. Cred că o să ne băgăm în câteva meciuri. Dar înainte de asta mai am câteva conturi și am văzut că și acolo mai am câteva reward-uri. Revin. Ok, am revenit pe contul Dănuț, pentru că eu am mai multe conturi, pentru că le-am crescut pe fiecare în timp. Ok, avem aici mama, mâncava și cum se numea asta, frate? Lightning Chest, parcă? Nu mai știu, sincer.
dar e forță. Legendary chest, deci aparent la astea îți dă alte chesturi cum ar veni. O să deschidem Lightning chest-ul, pentru că alea sunt mai importante, părerea mea. Ok. Momo, 26.000, atâta îți dădea înainte? Momo, vezi că e forță. Să vedem ce legendară mamă și ne pică două legendare. What? Inferno Dragon. Băi, ok. Și un poate să spice și un campion. Interesat. Și cred că nu-l aveam, ba l-aveam. Băi, o să dau pe campionul ăsta. Sincer, pe asta nu vreau. Nici pe ăsta. Vreau pe prințul întunecat. Unde-i prințul? Mai dau un strike, dacă nu-mi pică... Da, e clar. Dau pe... Hai, ceva care folosesc. Freeze, în fine. E ok. Folosesc deck-ul ăsta sau deck-ul ăsta. Collections, ia. Am primit cartea Void? Sau? Uite asta. Eu-l vreau pe ăsta, frate, dar aparent nu eram în arena 18 și de asta nu mi-a picat, în fine. Ok, hai, deschidem asta și ce ne pică? Te rog, Inferno Lumberjack. Băi, ok. Mai până îl fac la level 11, ok. 750, 20.000 de gold, 100 epic card și încă 30.000. Mamă! Ok, foarte frumos. Am revenit în al treilea cont. Deci contul acesta este cel mai vechi cont al meu, OG. Cum vedeți acolo, numele lui se numește Dani Mihai IT. Asta a fost odată cu canalul meu cel vechi. O să vă pun și o poză pe ecran cu canalul. Ok. Nu mai avem... Ori am deschis, ori a expirat. Nu mai știu, habar n-am. Am crezut că avem de deschis aici pe shop, dar apare nu avem. O să deschidem doar reward-urile astea. O, giant chest. Pentru că probabil că sunt o arenă foarte mică, gen, și de asta. Ok. Pe contul ăsta nu prea am jucat. Pe celălalt am jucat cel puțin. Ok. What? Tournament hub. Poți te înscrii la turnament? Golden Ticket Winners. Cred că ăștia au câștigat, gen. Hai să luăm și goblinii. Dar pe celălalt cont n-am luat astea. Hai că le iau eu după aia, off-camera. Mai ne dă 2500 de Goblin Barrel. Și în 12 ore o să primim și astea. Vezi că e interesant, rău. Tot așa am revenit cu al patrulea cont, Matrix, tot așa. Aveam... tot Dani Mihai, doar că îmi scribasem numele peste vreo 3 ani. Se numea Prăditorul Matrix, ok. Să vedem ce avem pe shop. Tot așa n-avem, a expirat oferta aia? Nu știu. Ghinion de neșansă, știi vorba aia. Ok, o să luăm asta de aici. Legendary chest, ia să vedem ce ne pică, te rog, Mega Knight, zic și eu. Fisherman, vai. Am luat golul din greșeală, voiam să apăs... Dar în fine, ok, doar atâtea avem. Mai luăm și asta de aici. Bannerul ăsta, chiar e mișto bannerul ăsta. Ok, ce mai luăm? Goblin Barrel, Goblin Gang. Și cam atâtea. Collections. Bannere 1000, ia să vedem. Punem pe cavalerul ăsta. Că mai avem puțin și facem de 14. L-avem de 13, da. Dacă s-au făcut cărțile de 15 acum, nici nu mai sunt de 14, deci nebun, adică... Oricum ăsta l-am jucat mult, am avut maxim 5328, acum 3 ani mă jucam intensiv, acum nu mă mai juc. Am revenit cu al cincilea cont, SB, ăsta tot așa este asociat cu canalul vechi, pentru că îmi pierdusem contul de Clash Royale cu Dani Mihai IT și mi-am făcut altul. SB l-am tasat din greșeală și n-am mai putut să-l mai schimb, acum am bani
adică am gemuri să-l schimb, dar nu știu dacă dau 500 de gemuri ca să-mi schimb. Hai să deschidem și ăsta. Ok, 25.000. Skeleton Dragons, Elixir Golem, Freeze, Barbarian Barrel și o să ne dea și un campion, cred. Asta cred că nu am. Mother Witch. Era să zic altceva. A, ne-a dat două legendare. Wow. Ok, ne-a dat... Deci am de level 13. Punem pasta, nu știu. Ia, un knight ceva, te rog frumos. Bine, mă, băi, mă ascultă jocul ăsta, frate. Ce mă ascultă jocul. Nu vine să cred. Peca. Bă, e ok. Hai că le las așa. Mă, mă. Mai am puțin și fac Ice Wizard de 14. Și ăsta putem să-l facem de 14. Hai să-l upgradăm. Foarte frumos. Elite Will Card. What? Foarte frumos. Ce mai avem aici? Mai avem 191. Punem pe... Bă, avem mai multe șanse să facem mini P.E.K.K.A. Deci, am pus pe mini P.E.K.K.A. Am mai multe decuri, dar asta l-am făcut, l-am creat eu și mă mai joc și cu astea, dar... când am băgat odată bani, băi, mâncava și eram pe val. O, Legendary Chest și pe ăsta. E bine rău. Lava Hound, mama mea. N-am suportat niciodată, doar aia cu lava balloon de cola mi-a plăcut mereu, dar l-am, cred că am folosit de cola, cred că o dată sau de două ori, nu știu. Hai mă, facem și pe ăsta și facem și ăsta. Gata, deci două, trei cărți, frate. Deci trei cărți le facem de level 14, deci e forță rău de tot. Ok, și mini PK este jos de tot la rare. Unde ești? Uite-l aici. Încăva și gura, ce vorbești? Dacă aveam cărțile astea pe contul de DNA Gixi, rupeam, da. Nu am. Dar cred că durează mai mult să deschid decât să dau match. Cred că ăsta o să fie un chest opening, gen clipul ăsta. Dar nu regret nimic. Ok, am revenit în al șaselea cont. Ok, și am primit, cred că am făcut 7 ani pe contul acesta? Ia să vedem. Da, 7 ani, foarte frumos. Ok, dăm claim la ăsta. Ne ducem pe shop să vedem ce mai avem. Nu avem nimic aparent. Luăm gift-ul ăsta. Tornado. Deci aș vrea să-mi pice, nu știu ce aș vrea să-mi pice. Aș dori un Mega Knight sau un Ice Wiz. Că Electro Wiz mai e până-l fac, hai. Doamne, un Ice Wiz. Mi-a dat ce rogâr la asta, Phoenix. Oh, iar am atins din greșeală, dar nu-i nimic. E ok. Băi, ce rară, pot să fac pe Hog, sincer să fiu. Da, mai e. Oh, l-am făcut deja, wow. Și chiar pot să mai adaug pe ăsta. E bine, deci facem Hog-ul de 14. Hog-ul! Ce mișto. Cât îți trebuie, mă, ca să-l faci? 500.000? Mâncava și gura și am făcut și level up. Mai deschidem și-mi de ăsta. Ok. Hai, legendară sau sal? Ia să vedem. Mortar, Goblin Gang, Void și Legend Sula. N-a mers, mă, m-a dezamăgit X-Slader. M-a dezamăgit. În fine. Luăm și astea. Bam, bam, bam. One eternity later. Deschidem și Giant Chest-ul. Mamă, dacă pică din ăsta legendară. Era prea frumos. Mi-a picat 20 și ceva de alea. 28 chiar. O să pun pe Wizard.
39 epici, dar n-am pe ce decât pe ăsta și o să pun 3. Sincer, foloseam și balonul la un moment dat. Dar cum pot să... Collections, așa. Balon. O să-l upgradez, dar nu prea mai am bani. Mai bine las, cam 23.000. Da, și pe ăsta mai am puțin și fac și pe ăsta de 14, night-ul. E foarte frumos. Ok, am revenit pe contul meu principal. O să ne creăm un clan, totuși, dar nu știu cum se... Ah, uite, create new. O să se numească DNA Community. Gata. O să punem badge-ul, habar n-am care. O să punem... Există steagul României aici? Nu știu dacă există, sincer. Much, much, much later. Uite, o să pun această portocală, sincer. Punem clan aparținut de Gixi. Cam atât. Acum n-am idee, o să adaug pe parcurs open. Required trophies, nu știu, la 4.000, să zicem, sau la 5.000, gata. Family friendly, nu știu ce e asta. Off. International, să punem România. Mamă, dar România e jos de tot. Chiar că... Dăm 1.000 de bonuri și create clan. Deci dacă vreți să intrați... Stați așa că, nu știu, m-a dus pe șopt. Dacă vreți să intrați, clanul se numește DNA Community, ca pe serverul de Discord. Vă aștept cu mare drag, sincer să fiu. Și n-am luat 60.000, iaute. Uhu, ce mișto, mâncava și gura. Hai totuși să dăm și un match de dragul amintirilor. Acum nu știu dacă o să câștig, pentru că n-am mai șicat de câteva luni și, na, pana mea. Ok, șicăm cu ban. Ok. Aruncăm un Goblin Barrel, așa de testare, să vedem ce face. Aoleu, încep cu d-astea. Măcar batem bandita. Mamă, cât am dat damage acolo pe turnul din dreapta. Batem și... Mamă, l-a băgat pe Suleiman. Și dă Suleimanul. Vai. Mama mea, m-am mucificat. Am vrut să pun Valkyria lângă Wizard, dar am zis că las. Hai să vedem ce pune. Mi-o lasă? Îmi lasă Wizard, frate. O să forțez un pic. Vreau să văd ce pune. Cred că a dat give up. Ah, n-a dat give up. I-am luat turnul. Bine că am fost pe fază cu Zap-ul. Ah, mă, că încă le mai am. Upsa. Upsa, dupsa. Mă, dar el are porci ăștia, frate, glumești cu mă? Bă, da, asta chiar nu știe să joace, gen. Pune bandita la scheletul în armii și mai dă și damage. Hai că bine. Aoleo, iar îl pune pe Suleiman. Ia, uite că fac un combo de ăsta. Pun Valkyria cu... O să pună Mega Knight-ul, cel mai probabil. Sau nu o să pună nimic. Ah, Electro Wizard. Wow. Nu o să mai pun nimic, o să dea aia până la... Foarte inspirat. Cred că ia și turnul, gen. Da. Cum să pui scheletul în armii la Valkyrie, gen? Wow. Nu știu. Omul meu e big brain time, gen. Dar în fine. Ok. Dar și tu gândești foarte mult, gen. Am și eu Mega Knight. O să pun acum. Nu pune Mega Knight? What? What is wrong with this guy? Mama, are canceri ăștia. Băi, mă duc leit spre 3 crowns, gen. Pa! Te-am pupat, Johnule. Dăm și un emoji aici cu Grinch. 30 de trofee. Bă, nu știu, acum Clash Royale-ul mi se pare ușor. Asta e părerea mea acum, nu știu. Ia și avem și un reward din ce văd. O, 25 de gemuri. Foarte frumos. Și aici ce e asta? Claim. Ne-a mai dat 3 coroane. O, daily task. Mamă, îmi dă un deja vu, frate, că înainte tot așa era. Nu mai știu cum se numea.
aveam diferite task-uri. Hai că mai dăm un match cam atât și închei, că deja s-au făcut 20 și ceva de minute. Lord Hades. Ok. Tot așa. Testăm cu un Goblin Barrel. O, a pus. Are log, nu? Are rage. Wow. De ce se pune rage? Nu știu. Am dat. Cam aiurea. Cam aiurea. Ai mă, Juicy. Mie îmi dă notificare cu Juicy, gen. Pe X. Deocamdată tatonez terenul. Să punem un wizard aici. O să am presimțirea că o să pun un Mega Knight. Nu? Pun eu atunci. Dă-i, tată. Dă-i. Hai că forțez. Are rahatul ăla. Dă-i. Măcar i-a dat o lovitură. Hai, Valkyria, o să pun Valkyria, că altceva nu știu dacă pot să pun. Ok, i-am dat damage ca lumea. Okay. Are hoarda, mă. Ca să mă protejez, pun Skeleton Army. Mă, dar tot îmi da notificări. A, o să dea că a pus rage, bă. Cine ar pune rage pe minion doar ca să mai dea... În fine, a avut logică destul de bună, dar totuși... Îmi dă cam bătăi de cap băiatul ăsta. O să aștept X2 elixir. Magic! Ba, da, mi-a dat cu racheta aia. Bă, dar n-am ceva ca să... Sări! Mamă, n-a sărit. N-a sărit și mi-a turnul, gen. Trebuie să mă neapărat. Nu! Mi l-a luat, gata, s-a terminat. S-a dat volumul mai încet, nu știu ce s-a întâmplat. S-a supărat și Clash Royale-ul. Bă, ce... M-a bătut, gata, s-a terminat. Avea deck nesimțit ăsta, cu clone, cu dalea. Am fost aproape, totuși. Aia. Ia să vedem cât mă scade. Tot 29. Bâz. 29, ce v-am zis. Aia. Da, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a ști când postez. Pa, pa.